Se fac pași pentru agricultura din județ. În acest sens, oficialii ai Ministerului Agriculturii au fost prezenți în Mehedinți pentru a îndruma pe fermieri în ceea ce privește atragerea fondurilor guvernamentale și europene. Să facem tot ceea ce ne stă în putință, să absorbim toate fondurile puse la dispoziție. Că vorbim de fonduri absorbite prin APIA sau prin AFIR, nu are importanță, chiar și prin măsurile gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale. Nu are importanță spre ce ne îndreptăm, dar banii care sunt puși la dispoziția României din partea Uniunii Europene trebuie să absorbiți în integralitate. Totul Mehedinți este printre primele județe din România referitoare la absorbția fondurilor guvernamentale sau fonduri europene, în ceea ce reprezintă partea de instituții publice, OAT-urile județului Mehedinți. Anul trecut a fost un record pentru agenția noastră ca plăți efectuate. S-au efectuat aproximativ 1,7 miliarde de euro plăți, dintre care peste 1,5 miliarde numai contribuție europeană. Aplicarea Planului Național Strategic 2014-2018 și sectorul legume-fructe au fost principalele subiecte ce au stârnit reacții printre fermierii prezenți la întrunire. Este prin program, prin PNDR-ul 2014-2020 la AFIR, dar înființarea plantațiilor este cu cofinanțare. Care bancă dă unui fermier să înființeze o plantație de bon fructifer bani? Fermierii au aflat detalii despre măsurile derulate de Ministerul Agriculturii, dar și care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze pentru a beneficia de acestea. APIA Centrul Județean Mehedinți are la acest moment două obiective majore. Plata finală pe campania 2017 a fermierilor, unde stăm la un procent de 99,50%, mai respectiv rămân un număr de 100 de fermieri neplătiți până această dată din motive obiective. Ori au fost selectați la control prin teledetecție, ori au anumite probleme tehnice. Iar cel de-al doilea obiectiv este cel referitor la campania de punere a cererilor pentru campania 2018. Un rol important pentru ca lucrurile să funcționeze îl reprezintă asocierea producătorilor, iar fermierii mehedințeni au fost îndemnați către acest pas. Cooperativele, grupurile de producători, atât ele însele cât și membrii lor, vor fi scutite în primii 5 ani de la înființare, de la plata impozitului pe profit în cazul asocierii, formei asociative, și de la impozitul pe venit în cazul persoanelor care fac parte din cooperativă sau din grupul de producători, inclusiv persoanelor fizice. Mehedințul are un deosebit potențial viniviticol, iar fermierii trebuie să-l pună în valoare. Deja au fost demarate primele măsuri în acest sens. Putem și suntem în discuții să putem asigura cu fondul de garantare a creditului agricol un ajutor astfel încât să puteți lua credit fără garanții imobiliare separate. Până acum, Mehedințul nu a fost receptiv la ceea ce înseamnă asociere în domeniul agricol. A contat mai mult producția individuală, neținând cont de faptul că șansele ca marfa să fie direcționată către marketuri în forma asociativă cresc considerabil.